Ce veți face în Parlament? Am cel puțin trei priorități. Am prioritatea sistemului educațional, am prioritate zona socială și am prioritate mediul de afaceri. Sunt foarte multe anomalii legislative care sunt legi care sunt în contradicție una cu cealaltă, însă pe mediul de afaceri, pe micul antreprenor din România, îl încurcă, îi dă multe bătăi de cap. Și aici, având expertiza și cunoscând foarte multe aceste anomalii, voi contribui direct la armonizarea legislației pentru zona de business. Îmi doresc sistemul și noi tot povestim orice partid politic, dacă n-are un țel din a povesti numai despre PSD, următorul discurs este acela despre educație. Reforma educației cred că înseamnă, în primul și în primul rând, aplicarea unor măsuri concrete pentru, spre exemplu, pandemia i-a prins surprindere pe toți. Da? Însă pandemia a început în februarie în România și iată că suntem în noiembrie și încă avem cadre didactice care nu știu să utilizeze telefonul, tableta, laptopul, aplicațiile acestea, Zoom sau așa mai departe. Dar vreau să punctez și asta cu tabletele. Foarte mult se pedalează pe ideea de tabletă. Eu n-aș încuraja niciun părinte să cumpere tabletă copilului. Pentru că noi știm că educația sau că învățarea se face la birou. Eu dacă iau copilul meu tabletă, ăsta o să stea în pat, merge, stă la, mai mănâncă pe tabletă. E bine dacă i-am individualizat un colț al lui, unde spunem, hei, aici e calculatorul, tu aici trebuie să stai să înveți. Putem să responsabilizăm în plus copilul. Sigur că sunt multe anomalii, n-avem internet în școli. Guvernul PSD, în urmă cu 4 ani, a început măsura de a anula orice toaletă din capătul grădinii din școli. Da? Astăzi avem școli, din 6.000 câte au fost acum 4 ani, mai a rămas încă 2.000 de școli care nu au încă toaleta în cadrul instituției de învățământ. Bun, bine? Și noi ne plângem că nu avem tablete. Așa este, noi ne plângem că nu avem tablete. Și din acest motiv nu putem să avansăm. E mare nevoie ca sistemul de învățământ să fie reformat în primul rând în zona asta, adică nu poți să am pretenția ca un copil să evolueze. N-am pretenția ca un copil să aibă un mediu propice dezvoltării lui când îl trimit la minus 12 grade în grădină să își facă nevoile fiziologice. Deci aici, în primul rând, infrastructura și, în al doilea rând, profesorii trebuie antrenați. Pentru că sunt profesori foarte buni, dar care n-au mai făcut față unor situații de genul Google Meet sau Zoom sau știu mai ce acum, ce platforme se folosesc în vederea educației online. Și trebuie antrenați și părinții respectiv, și profesorii respectiv copiii.